În cadrul festivității au fost premiate firmele și instituțiile care s-au destins în activitatea depusă în domeniul creativității, concretizată prin solicitarea de titluri de protecție la OSIM București. În anul acesta, de fapt, s-a împlinit 110 ani de la prima lege de brevet. Și anul acesta, primele trei societăți au primit o medalie comemorativă pentru acest eveniment. Ca și anul trecut, în fruntea clasamentului se află aceleași firme și instituții. Practic a rămas locul întâi la fel și au schimbat locul 2 cu locul 3 și au mai fost câteva schimbări până la locul 10, tot așa, rocade, cum se spune în șah. Universitatea Ovidius din Constanța s-a clasat pe locul al treilea și a primit trofeul creativității ca urmare a activității de cercetare din ultimul an, activitate vizibilă în sfera industrială. Rolul universității acesta este de a stimula creativitatea și sigur de a furniza pieții nu numai oameni pricepuți, ci și oameni cu potențial de a inova în folosul dezvoltării comunității. Este un loc onorant. După finalizarea festivității s-a desfășurat seminarul Inovarea și protecția proprietății industriale, sprijin pentru internaționalizarea firmelor, a cărei tematică a fost susținută de experți din cadrul OSIM și Enterprise Europe Network Constanța.